Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Vorbim astăzi despre alegerile din 27 septembrie, alegeri importante pentru soarta municipiului Constanța, dar și a județului. Invitatul nostru de astăzi este domnul Stelian Ion, este deputat și este candidatul Alianței USR Plus la funcție de primar al municipiului Constanța. Bună seara, domnule deputat! Bună seara! Bună seara tuturor telespectatorilor! V-ați depus listele acum câteva zile, ați avut emoții în strângerea semnăturilor sau nu? Și poate punctăm puțin și modul în care l-a strâns. A spus că Alianța USR Plus este singurul partid care a reușit să strângă peste 1000 de semnături în mod electronic. Emoții nu am avut absolut deloc. Știam că avem suport popular puternic în Constanța. Le-am strâns pe bune, să spun așa. Nu știu cum le strâng celelalte partide și nu vreau să fac aluzii, dar am văzut la un moment dat cum un partid strânsese 1 milion de semnături peste noapte, așa, știut fiind de noi cât ne-am chinuit să strângem acel milion pentru proiectul fără penalii în funcții publice. Acum? Deci acum au strâns 1 milion, mă scuzați? Nu, e pentru un alt proiect legislativ. Deci nu în alegerile locale, da. Nu în alegerile locale. Deci am strâns acele semnături, am strâns și electronic, pentru că până la urmă este și un exercițiu pentru noi și este mai ușor așa. Foarte multă lume ne întreba cum pot da semnături fără să vină la cort. Și le-am explicat cum pot da acele semnături. Au completat toate datele, le-au transmis, am pus după aceea toate datele cumulate de peste tot pe un stick și l-am predat informaticianului. Odată cu listele fizice, celelalte, cealaltă categorie de liste și au fost luate și acestea în calcul. Acesta este viitorul, adică trebuie să digitalizăm tot ce se poate și noi am avut 16.000 de pagini pe care le-am depus acum. 16.000 cu totul, nu? Și la Consiliul Județean și la Consiliul Local. Sunt a trebuit multe să faceți copii, câte 4 exemplare, cred că, din fiecare. Deci s-a ajuns la un total de 16.000 de pagini. 4 exemplare din fiecare dosar, 2 originale, 2 exemplare în copie, plus al 5-lea exemplar însemnând listele de semnături. Deci trebuie să scăpăm de toate aceste hărțoage și noi punem accentul foarte mult pe ideea de digitalizare. De altfel am avut și proiect care se referă la votul online, vrem pe viitor, așa cum se întâmplă în alte state civilizate din lume. Se poate, există mijloace tehnice suficient de sigure pentru a putea face aceste lucruri online, inclusiv a exprima un vot. De vreme ce avem conturi pe care putem lucra la distanță și putem transfera câte o sumă de bani pentru plata facturilor, astfel încât să ne ușurăm foarte mult munca și până la urmă să ne facem viața mai ușoară, că despre asta este vorba. Timpul pe care îl economisim să-l folosim în altă parte, altfel decât să stăm la cozi. Tehnic eu pur și simplu nebunesc când trebuie să merg undeva la un ghișeu și să stau cu orele acolo. E o senzație îngrozitoare și nu cred că îi place nimănui să stea la cozi. Sunteți deputat, am văzut deputați care arată legitimație și se duc în față. Unii deputați sau erau mai mult decât deputați, cred că erau vicepreședinți de cameră. A devenit celebru domnul Tăricianu cu scenele acelea, da. Timpul dumnealui e important, evident. Nu? E îngrozitor să te folosești de o legitimație sau de, cum să spun, mi-ar crăpa obrazul de rușine și întotdeauna am pus la rând, am stat în rând cu oamenii. Când a stat la rând ultima dată? Păi acum, la depunerea acestor candidaturi, pentru că, deși eram programați, ajunseseră înaintea noastră încă 2 candidați și am așteptat rândul. Am stat și am rezolvat problema. Până la urmă, câteva ore a durat, dar s-au mișcat foarte bine cei de la biroul electoral, după care, după ce au verificat toate dosarele, au verificat nu doar dosarele noastre, ci și ale celorlalți candidați, am putut în aceea zi chiar să depunem dosarul la judecătorie, respectiv tribunal pentru Consiliul Județean. Pe 24 deci vor fi listele definitive, ca să știe lumea. Acum s-au depus, s-au validat, urmează o perioadă de contestații, pe 24 vom ști clar cum stăm. Persoanele de pe listele de
Consiliul Municipal, de exemplu, dar poate vorbim puțin în trecere și despre Consiliul Județean. Ați depus liste complete. Dați-mi 2-3 nume care vă vin în minte acum de pe listele de Consiliul Municipal. Persoane care credeți că ar trebui să intre în Consiliul Municipal. Dumitru Caragheorghe, spre exemplu, colegul meu cu care am și înființat Verde Urban și care este președintele filialei municipale. E pe primul loc? Este. Nu știu cine e pe primul loc. Da, este pe primul loc. Are cunoștințe în domeniul economic, este director de companie, este foarte, foarte bun pe ceea ce face și în această formulă pe care am găsit-o pentru a veni în fața constanțenilor, am pus accentul pe ideea de echipă. Pentru că pentru mine contează foarte mult echipa, un singur om nu poate schimba lucrurile. O echipă însă ar putea schimba lucrurile și întotdeauna încerc să aduc în jurul meu oameni mai bine pregătiți pe anumite domenii decât mine. Pe domeniul juridic, dacă există oameni mai bine pregătiți, și pe aceia vreau să iau alături de mine, deși consider că pe acest domeniu cel puțin știu despre ce e vorba, însă pe toate celelalte domenii vreau să am alături de mine oameni pe care să mă bazez, oameni cu care să merg la drum lung, pentru că noi aici, dincolo de lupta asta politică și de accentele uneori isterice din campania electorală și iraționale, noi suntem conștienți că ne înhămăm la o muncă titanică la Constanța. Nu va fi ușor pentru absolut nimeni cine va fi primar și eu am avut nopți nedormite înainte să iau decizia de a candida pentru această funcție, pentru că îmi dau seama că voi sacrifica o mare parte din viața personală și va trebui să fim eficienți acolo, să facem treabă. După 4 ani de zile, după un mandat, nu voi vrea să ies în fața constanțenilor să-mi fie rușine pe stradă. Cum Decebal Făgădău de altfel pățește, pentru că se ascunde de constanțeni, nu acceptă, după cum știți, nici dezbateri publice, nu vrea să vină în fața noastră și să se confrunte cu mine, să se confrunte cu ceilalți candidați, pentru că nu are răspunsuri la foarte multe întrebări. Câte știu, deci, evite și dezbaterile electorale. Am încercat personal în urmă cu 4 ani să organizez o astfel de dezbatere, așa cum se organizează, vorbind cu echipele de campanie înainte, fără surprize. Anul acesta n-am încercat, dar invitația este deschisă către nu toți candidații. Cred că ar fi o dezbatere care s-ar risipi unele idei, dar cu principalii candidați. Cred că ar trebui făcut indiferent cine candidează, că este vorba de dumneavoastră, de domnul Făgădău. Colegul meu, Florin Cocargeanu, este printre primii pe listă. Este un om foarte, foarte eficient, inteligent, care se mișcă foarte repede în tot ceea ce face. Colega mea, Mirela Garip, lucrează în domeniul bancar, se pricepe foarte bine la partea aceasta de economie. Colegii de la Plus, Romeo Stavă, este un 2 om sau 3, extraordinar. Este primul, pe locul 2 sau 3 pe listă, domnul Stavăr. Parcă pe 3, nu am în memorie toată lista, oricum, dar un loc eligibil, primul de la Plus, un om cu experiență în domeniul maritim, o să-i spun așa, larg, lucrează la o companie franceză de renume, a fost invitat într-o emisiune și am vorbit pe larg cu el, poate fi văzute pe dobrogea.tv. Să știți că nu este un lucru ușor să convingi să se implice oameni și mai ales oameni care au o profesie și le vine mai greu să renunțe la partea asta sau la o parte din programul lor. În calitate de consilier local nu trebuie să renunțe la jobul tău. Adică nu există o incompatibilitate de genul ăsta și majoritatea consilierilor locali nu trăiesc din această activitate, pentru că de altfel e și remunerată foarte prost. Cred că 1000 de lei pe lună undeva. Da, este mai mult simbolic. Deci e un efort pe care acești oameni îl fac și puțini, iată, noi am reușit să găsim oameni unu și unu, nu veți găsi pe lista noastră nici persoane cu probleme penale, sunt pe lista celorlalte partide persoane trimise în judecată. Deci nu cărora li s-a făcut o simplă plângere și... Am înțeles, dar nevinovate în cele din urmă, nevinovate potrivit trimiterea legii în judecată, pentru că, nu înseamnă că ești operează vinovat. Prezumția de nevinovăție și așa ar trebui să fie. Procesului, așa ar trebui să fie, dar eu mi-amintesc de episodul neplăcut, total neplăcut, Ludovic Orban, când domnul Orban a făcut un pas în spate în acel moment al candidaturii, adevărat, i-a fost compromisă candidatura,
însă și-a dovedit nevinovăția și ulterior a revenit în forță, cu și mai multă putere și cu legitimitatea aceasta a omului curat, care a arătat că nu au fost probleme acolo. Acolo au fost discuții. Putea să candideze și ar fi putut probabil să câștige primăria da. București la acel moment, da? Și s-ar fi dovedit ulterior că nu a fost vinovat. Nu a fost nicio problemă acolo. De asta spun că politic vorbim, nu juridic. Juridic ești nevinovat până când se pronunță această decizia definitivă. Dar politic vorbind, pentru a nu arunca o umbră de îndoială asupra întregii echipe, e bine să faci un pas în spate când ai astfel de probleme penale. E un punct de vedere. Și politic vorbind, PNL poate spune că a pierdut Bucureștiul prin retragerea lui Ludovic Orban. Deci, pe de o parte, a căpătat o aură de integritate morală. Atunci, pe de altă oricum parte, ar fi a pierdut Bucureștiul. Atunci? Da. Și atunci, dacă ar fi candidat, sunt convins de lucrul ăsta. Și pentru mine o satisfacție în politică, pentru că eu am intrat în politică încurajat de ceea ce a făcut Nicuși Ordan și de faptul că mi-am dat seama că se poate face și altfel de politică. O satisfacție foarte mare este aceasta, că Nicuși Ordan va deveni primarul Bucureștiului și iată, în Constanța avem posibilitatea unei schimbări reale pe care mi-am asumat-o. Eu cred că putem face lucrul ăsta în 2020. Putem face schimbarea pe care mi-am dorit-o atâta timp. Și în 2016 am avut o mare speranță cu privire la această schimbare. Am votat varianta PNL de atunci, dar o mare dezamăgire am avut când am văzut ce a urmat, și anume toate acuzațiile acelea de autosabotare, demisii, acuzații reciproce. Îți pierzi cumva credibilitatea. Nu cred că se mai poate merge pe aceeași formulă și de aceea venim cu toată forța în fața electoratului și consider că reprezentăm singura variantă de a-l schimba pe Decebal Făgădău, de a-l trimite acasă împreună cu PSD-ul, pentru că cealaltă variantă a fost perdantă în condițiile în care în 2016 ar fi avut cele mai mari șanse să câștige din punctul meu de vedere. Dacă pierdeți acum alegerile, nu veți mai candida niciodată? Nu voi pierde alegerile acum. Am înțeles. Să luăm o studiu de caz. Da. Dacă cineva pierde alegerile odată, ar trebui să nu mai candideze niciodată. Mergând nu pe modelul Nicuși Ordan. Niciun candidat. E o chestiune teoretică, vă ascult. Mergând pe modelul Nicuși Ordan, care a dovedit consecvență, a dovedit că știe ce vrea, care iubește Bucureștiul, eu cred că ai dreptul să candidezi de câte ori poți, de câte ori consideri că e necesar, dar și uitați că și poți câștiga la final. Dar varianta aceasta cu care vine partidul de dreapta, să spun așa, cu care suntem competitori acum, nu este una de tipul Nicuși Ordan. Nicuși Ordan locuiește în București, iubește Bucureștiul. Candidatul PNL locuiește la o eforie și nu are nicio treabă. Vine și își face poze din când în când în Constanța. Cam despre asta e vorba și eu nu cred că acest oraș în secolul 21 va fi scos și va din mizerie și va fi modernizat de o persoană care a ieșit la pensie. Cu absolut tot respectul pentru seniorii noștri, părinții mei au ieșit la pensie, dar eu vedeam această formulă, o alianță mare de dreapta, o vedeam ca pe o echipă tânără, puternică, dinamică, pe care am gândit-o și cu care am venit ca propunere în fața colegilor noștri. S-a mers pe varianta unor seniori, unii dintre ei, să spun, expirați, unii dintre ei cu mii de contracte cu statul și useliști vechi, să spun așa. Deci e foarte trist. Dar, cum să spun, eu nu cred că poți câștiga alegerile lovind în celălalt de lângă tine. Cu siguranță. Eu cred că această campanie ar fi trebuit și iată că sunt cel mai atacat candidat. Nu degeaba. Da, nu sunteți cel mai atacat, să știți. Eu așa, zic că sunt cel, pare, mai, cel mai în opinia dumneavoastră sunteți cel mai atacat candidat, pentru că am făcut o măsurătoare pe o monitorizare în mass media și am văzut lucrul ăsta. Pentru că se tem foarte tare. Pe de o parte, cei care dețin acum frâiele, mafia asta politico-economică, pesedistă, se tem să nu piardă control asupra Constanței, pentru că ar fi dezastruos. Și pe de cealaltă parte, sunt alte grupări de interese foarte puternice, vorba de milionari,
cum să spun, care, și nu e vorba că sunt milionari, pentru că eu apreciez foarte mult oamenii de afaceri și apreciez ce au realizat oamenii de afaceri în România, pentru că până la urmă țara asta a fost dusă mai departe, nu de sectorul public. Dacă suntem cât de cât la suprafață și putem avea speranța măcar că ne va fi mai bine, asta e datorită mediului de afaceri și oamenilor de afaceri. Există anumite interese pe care eu le văd obscure în zona cealaltă, care ar vrea să acapareze Constanța. Eu în spatele meu nu am astfel de interese de niciun fel. În spatele meu am constanțenii și îi am pe colegii mei care au făcut un pas în politică. Majoritatea, 99%, n-au mai avut tangențe cu politica. Zice chiar toți în Constanța. Stai că vă întreb și cine sunt cei care vor să acapareze, că interesantă discuția, dar înainte de asta, știați despre domnul Chița că este pensionar și în decembrie anul trecut, atunci când discutați despre o alianță, când vorbeați împreună să găsiți cel mai bun candidat, atunci era pensionar? Era și atunci pensionar, bineînțeles. Și păi și de ce noastră... nu i-ați spus atunci că sunteți pensionar, trebuie să vă retrageți, candidezi eu? Din câte știu eu, discuția a fost așa. Ați spus-o chiar dumneavoastră, cred că pe treptele de la Consiliul Județean sau da, prefectură. Haideți să facem un sondaj împreună, să vedem cine stă mai bine și cel care va sta mai bine va candida. N-ați spus că sunteți un pensionar și locuiți în eforie, dați-vă deoparte. Am spus foarte clar că cel care va avea cele mai mari șanse ar trebui să fie sprijinit. Chiar dacă e pensionar și e din eforie. Dar eu cred că nu e o întâmplare. Eu am cele mai mari șanse. De ce atunci n-ați spus... Omule, ești din eforie și ești pensionar, du-te la tine acasă, nu mai veni să candidezi. Eram într-un moment politic de negociere atunci și căutam fiecare dintre noi o formulă cu care să venim în fața constanțenilor. Eu veneam cu viziunea de echipă tânără, puternică, competentă, care să nu fie legată în niciun fel nici de moguli, nici de niciun fel de astfel de interese. Celelalte formațiuni la vremea aia, cum să spun, după toate certurile și plângerile penale pe care și le-au făcut reciproc candidatul PNL și peneliștii, încă nu se împăcaseră. Cred că nici acum nu s-au împăcat, dar mă rog, e o conjunctură care îi obligă să fie braț la braț. Să știți cum a fost că și conjunctura au spus că s-au împăcat. I-am întrebat ei și au spus că... Deci nu mai este dezertor candidatul și nu mai este nici în goană după funcții. S-au separat cumva apele. Acolo au plecat unii dintre peneliștii care n-au mai activat în ultimii 2 ani. La domnul Muhcine mă refer, a plecat cu 2 sau 3 oameni pe care el îi adusese. Am întrebat pe peneliști în emisiune, spun că lucrurile sunt extrem de în regulă acolo. Ei sunt atât de în regulă încât au fost nevoiți să facă o alianță și să se pună la aceeași masă cu o persoană condamnată penal. Deja nu mai vorbim de prezumția de nevinovăție. Eu nu sunt instanță morală, să fim foarte clari. Dar există persoane care, la un moment dat, în urma unor procese, s-a dovedit că au săvârșit o infracțiune. Au dreptul să reabiliteze. Nu înseamnă că n-au voie să mai iasă în lume sau n-au voie să mai facă. Au voie să facă și politică după un anumit timp, după ce se reabilitează. Dar ideea asta, disperarea asta, adică au preferat să se alieze cu persoane condamnate penal și să aducă în față candidați care au... astfel de probleme și sunt trimiși în judecată, decât să susțină o echipă tânără, puternică, cu care puteam mătura PSD-ul și la municipiu și la județ. Asta mai mi-a dezamăgit, dar n-aș mai vrea să vorbim mult despre asta, pentru că nu este scopul meu și nu... E foarte bine, pentru că nici liberalii nu sunt aici și ar trebui fie să discutăm și cu ei de față, să le oferim și un punct de vedere. Să vă susțină, spuneați totuși, ca să închidem subiectul, să susțină persoana Stelian Ion pentru funcția de primar al Constanței, de candidat, da? Aceasta ar fi fost soluția. Asta era soluția. Bineînțeles, dacă exista un sondaj și arăta cu totul altceva și ar fi arăta că nu există șanse și nu am cea mai mare favorabilitate în Constanța, atunci poate că prospețimea noastră și
tinerețea noastră l-ar fi împins cumva pe candidatul PNL puțin mai în față. Dar nu greșiți dar că doar spuneți puțin. Tinerețea noastră, pentru că listele PNL de consilieri conțin oameni tineri. Evident, există o diferență între dumneavoastră și contracandidatul PNL de câțiva ani de zi, da. Câțiva ani, ok. Păi cât? Mulțumesc. Cât are domnul Chițac? Nu știu, 57? Cât aveți dumneavoastră? Mai mult. 40? Păi, eu am 43. Și domnul Chițac are 50? Nu știu. Nu știu nicio verificați. Putere. Păi vedeți? Pe Google. Poate are 50. Da, stai da, să e la pensie. Adică eu nu sunt la pensie. Am și înțeles. Nici nu mi-am votat să-mi cumulez pensiile, că am avut altă activitate în Parlament. Mă voteam cu Iordache și cu Nicolicea. Adică vorbim despre lucruri 57. Cam diferite. 57 de ani. Da. Dom'le, la 70 este... ceva poți să conduci Statele Unite ale Americii. Dar nu știu, se decide de oamenii. Poftim? Nu este de față domnul Chițac. Dar spun lucrurile pe nume, adică nu mă feresc foarte și nici proces. Nu încerc să fac să par elegant în campania electorală și să nu spun lucrurile, să-i pun pe alții să le spună în locul meu. Adică de partea cealaltă așa se procedează. E o acuzație fără fundament aceasta, e să cu știți. Foarte mult fundament. Păi trebuie să o dovediți. Am dovedit-o și în conferința mea, de presă pe care am făcut-o. Toate atacurile care au venit asupra mea în ultima perioadă au venit din acea zonă. Și au existat comentarii, inclusiv în mediul online, pentru că unii, cum să spun, nu se pot stăpâni așa și mănâncă limba și spun anumite lucruri când nu ar fi cazul și s-au dat de gol pe mediul online și au comentat cum că o să existe niște dezvăluiri în presă, o să existe niște anchete, niște domnule chestii Stelian, legate de povestea asta. De povestea deci, garsonierii. Știți foarte bine că exista în spațiul public. Atacurile. V-am întrebat eu însumi după o emisiune acum 3 luni de zile dacă știți ceva despre subiect. Circula acest zvon în presă cel puțin, nu știu de mediul politic, pentru că nu sunt apropiat mediului politic. Una este să circule zvonul și alta este să duci cu dosărelul. Se știa. Alta este duci cu dosărul și să bați la poarta unor instituții de presă, doar cineva va publica. Dar cine s-a dus cu dosărul? Cine s-a găsit. A bătut? Stați că e interesant. S-a găsit. Cine a luat dosărul și l-a dus? V-am spus din ce zonă, cred că e suficient. Păi nu, că ar fi interesant dacă știți să ne spuneți. Da, știu și cine, da? Știu, da. Și noi ne spuneți? Nu vă spun pentru că oamenii ăștia nu candidează, sunt oameni din echipa și pe mine mă dacă asta e strategia pe care și-au gândit-o, să fie sănătoși, eu cred că li se întoarce ca un bumerang pentru că mai degrabă mi-au crescut notorietatea și mai mult și oamenii își dau seama când se minte, când se vine cu falsuri grosolane și când e o campanie concertată împotriva cuiva. Și cum să spun... Faptul că ar trebui să-mi fie rușine de condiția mea socială din acea perioadă, că nu aveam venituri suficiente cât să împăr sau să închiriez, 28 de ani, sau că am făcut o cerere pentru închirierea unei garsoniere, ANL, pe care în 2016, cred, am cumpărat-o și în care locuiesc și acum împreună cu doi copii. Chestia asta eu cred că nu e o acuzație și oamenii își dau seama că este un atac absolut abject. Abject? Da. Știți ce n-am înțeles în toată această poveste? Că dumneavoastră ați depus un dosar. N-am înțeles și a fost aprobat. Putea să scrieți acolo orice. Contează faptul că a fost aprobat de către o echipă, vizat, parafat. Da. Din câte am citit eu, scrie foarte clar în lege că trebuie să fiți angajat cu carte de muncă undeva și să depuneți salariile pe ultimele 6 luni de zile. Nu erați angajat cu carte de muncă. Avocatul nu este angajat cu carte de muncă. Păi tocmai, avocații da. Au un regim special, dar asta înseamnă că nu înseamnă că ești privat de orice drepturi. Adică cineva dacă își imaginează oamenii că în perioada de stagiatură avocații o duc extraordinar, da, o duc cei care au părinți, care au fost, nu știu, procurori, judecători sau au avut părinți la rândul lor avocați și au o clientelă pe care o moștenesc cumva, dar marea majoritate a tinerilor care intră în avocatură o duc foarte greu la început. Până să-ți faci o clientelă proprie, câștigi foarte puțin. Intri în oficii, te mai ajută maestrul pe care îl ai și așa mai departe. Deci câștigam foarte, foarte puțin în acea perioadă și
Asta e. Dacă ar trebui să-mi fie rușine cu asta, le spun... Anexa 1 la HCL-ul care stabilește modul cum se împart aceste locuințe, cuprinde un criteriu restrictiv eliminatoriu. Contract de muncă pe cel puțin un an de zile. Nu există, eu n-am văzut așa ceva, nicio anexă, nicăieri. Există hotărârea 274, că m-am uitat și eu făcând răspunsul acela către presă și conferința de presă, erau niște criterii care țineau cont de mai multe lucruri. Dacă ești căsătorit, dacă locuiești în acea localitate, se ținea cont și de locul de muncă, se ținea cont de starea de sănătate, de mai multe aspecte. Este anexa la HCL numărul 51, punctul 6 spune așa, adeverința de la locul, citez, adeverința de la locul de muncă din care să reiasă că vă desfășurați activitatea cu carte de muncă, cu contract de muncă pe cel puțin un an pe raza municipiului Constanța sau după caz pe platforma industrială Media Năvodari, în filiale, stații de puncte, lucruri și așa mai departe. Da, eu nu spun că dumneavoastră știați sau nu. Ați depus dosarul, puteți să scrieți acolo că lucrați pe Marte. Cineva l-a aprobat. Nu știu dacă e vina dumneavoastră. Lucrez în Constanța. Avocații, repet, nu au carte de muncă. Avocații tocmai, nu era au un criteriu de... restrictiv. N-ar fi trebuit să vă primească dosarul. Greșiți nu e aici. Așa? Sau? Nu e așa. De ce greșesc? Pentru că legea se interpretează astfel încât să producă efecte. Nu poți să interzici unei întregi categorii sociale dreptul de a avea o astfel de... Dacă așa scrie, prin lege interzis, prin HCL interzis. De ce nu poți să interzici dacă acest HCL spune lucrul acesta? Condițiile, v-am spus care erau și nu erau legate doar de cartea de muncă, trebuia să ai, să îndeplinești mai multe condiții și aveai în funcție de toate condițiile astea un anumit punctaj. Pentru fiecare categorie de criterii se stabilea un punctaj. Deci eu n-am absolut nicio emoție în privința asta. Această garsonieră a fost închiriată absolut corect și atacurile se întorc împotriva celor care le-au lansat. Se va vedea lucrul ăsta, deci n-am nicio emoție. Numai că aș fi vrut să vorbim mai mult de Constanța, de planurile noastre pentru Constanța. Vreau să fac un anunț astăzi. Duminică, în această duminică, vom lansa programul politic. Eu consider, văzând din partea PSD-ului, n-am văzut nimic. Probabil că va veni Decebal Făgădău tot cu niște desene, chestiuni de acelea colorate. Nu v-ați uitat atent, domnule deputat. Avem proiectul pentru un stadion de 100 de milioane de euro. Nu, n-am văzut, n-am văzut programul politic. Am văzut niște proiecte care unele dintre ele au fost semnate, unele dintre ele ridică semne de întrebare, unele dintre ele sunt bune, dar trebuie îmbunătățite. Spre exemplu, proiectul reabilitării zonei Ștefan cel Mare este făcut doar pe jumate. Nu poți doar să asfaltezi strada aia și să nu revitalizezi întreaga zonă, să umbli și la fațade, să faci în așa fel încât... Sunt proprietăți private acolo, da, din câte sunt știu. Proprietăți private. Multe exact știți, ca în Oradea. Paragină, în exact ca în Oradea. De vânzare, de închiriați. Ne. Pentru că la începutul anului am fost la Oradea și am vorbit cu domnul primar de acolo, Ilie Bolojan, preț de vreo 3 ore și mi-a povestit cum a reușit să fac aceste proiecte în Oradea. Da, și acolo sunt proprietăți private și pe o parte a reușit să-i cointereseze prin anumite stimulente și printr-un ajutor pe care l-a dat proprietarilor. Pe de altă parte a folosit și o parte de constrângere, astfel încât în final a rezultat reabilitarea întregii zone. Deci cu proprietăți private, într-adevăr, poți totuși să reabilitezi zona și dacă faci doar pe jumătate, ce se va întâmpla? Vei asfalta Ștefan cel Mare, da? Poate vei pune, nu știu, câteva băncuțe și ceva, bucățica asta va arăta poate bine, la câți bani s-au băgat acolo și vom vedea dacă se justifică sau nu toate sumele acelea, că vom lua toate proiectele la mână. Să vedem unde există sau nu probleme. Cele care sunt bine făcute rămân și vor fi duse în continuare. Dar dacă nu te ocupi și de ce se întâmplă în jur cu clădirile de acolo, odată puse în valoare acele clădiri, vor veni și firmele și magazinele. Știți cum era odinioară pe la parterul blocului? Era plin de magazine, cum vedem și prin alte zone din țară sau mai ales din afara țării.
zone comerciale foarte, foarte importante. Vom avea terase, vom avea, va fi, și nu că obligă primarul, primarul nu poate să oblige pe nimeni, niciun investitor privat să vină și să își deschidă o terasă acolo, dar va fi efectiv atractivă zona pentru investitori, vor vrea oamenii să își deschidă acolo un magazin de bun gust, să își deschidă o terasă. Avem în vedere și zona Hanul Balcan, acolo trebuie făcut ceva, da, e investiție privată, e pusă la vânzare și eu cred că primăria ar trebui să se uite foarte atent și să cumpere acel loc pentru a-l transforma și a-l reda Constanței, și sunt și alte locuri din oraș. Deci vom veni duminică cu programul politic, care e structurat pe 9 capitole. Programul nu l-am făcut, nu l-am inventat într-un creuzet undeva în niște laboratoare. După ce am discutat cu constanțenii, am făcut focus grupuri, am văzut anumite măsurători sociologice și am luat pulsul și în stradă. Am fost în toate cartierele Constanței și am văzut care sunt toate problemele pe care nu noi, noi putem fi subiectivi și cu toții suntem subiectivi, dar marea majoritate a constanțenilor le consideră ca fiind cele mai mari. Așa, luând în calcul toate aceste lucruri, am scris acest proiect, acest program, care este de fapt o sumă de proiecte concrete, pentru care, sigur, puteam să venim cu tot felul de gânduri, ce vrem să facem, la modul general, nimic concret, dar am zis să venim cu un set de proiecte foarte concrete, pentru care să găsim și sursă de finanțare, pentru că ne dorim să facem multe și veți vedea, vor fi propuse insule în mare sau mai știu ce. Haideți să facem așa, să luăm o scurtă pauză. Știu că nu o să ne prezentați acum programul pe larg, dar poate spicuim puțin din el, să facem așa un fel de preview pentru duminică. Luăm o scurtă pauză și revenim. Ne-am întors în platou, discutăm cu domnul Stelian Ion, candidat din partea Alianței USR Plus la funcția de primar al municipiului Constanța. Duminică vă lansați, a spus, programul electoral. Haideți să spicuim din cele 9 capitole. Care sunt lucrurile cele mai interesante pe care le-ați trecut acolo? Ați spus ceva ce mi-a tras atenția, insule în Marea Neagră. Am dat un exemplu așa, adică voiam să pun accentul pe faptul că există multe proiecte frumoase, așa, adică te fac să visezi, dar sunt fantasmagorice. Și Decebal Făgădău, cum venise cu toate piețele alea renovate, arătau extraordinar și erau chestii care se puteau realiza. Da, acelea chiar se puteau, nu mi se pare fantasmagoric să faci o piață relativ modernă. Acelea nu. Dar pasajul de la Cora, tot așa, arăta un pic futurist, parcă venea din filmele acelea științifico-fantastice, când în Constanța sunt zone întregi, cartiere sau bucăți de cartiere care nu au utilități. Adică, vedeți despre ce vorbim aici? Am fost în cartierul Veterani, în sudul Constanței, sunt zeci și zeci de familii care nu au utilități, nu au apă, nu au curent, nu au cele necesare, își cară zilnic apă cu bidoanele de pe unde... I-am văzut cu mașina plină și erau cu copiii de jur împrejur și cu mașina plină cu bidoane din acea de 5 litri se duceau să-și ia apă curent. Cine-i devine acolo? Sunt devine oamenii că și-au construit în câmp și știau că nu au utilități, sau îi devine primăria pentru că a dat autorizație de construire fără primăria să... Primăria e de vină, mi-au arătat oamenii actele în care se spunea, în certificatul de urbanism, se spunea că există utilități în zonă. Păi și n-au văzut când s-au mutat? Întrebarea nu este ironică, nu? Păi, când s-au apucat de construit, n-au văzut că nu au dacă apă? Dacă s-a spus că există undeva în zona utilități, nu trebuia să fie neapărat în dreptul străzilor, dar zona să fie și se putea trage foarte ușor către proprietatea lor. Dar asta i s-a promis. Plus că există un PUZ, un plan urbanistic votat, care arată foarte bine. Dacă te uiți pe acel plan urbanistic, zici că va fi un cartier extraordinar. Și eu cred că la un moment dat va fi acolo un cartier frumos. Dar nu s-au respectat lucrurile de acolo. Primăria, primarul Decebal Făgădău nu s-a îngrijit de o altă chestiune foarte importantă, care n-a fost discutată, eu n-am văzut-o pe nicăieri, de cadastrare. Dacă nu faci cadastru pe toate proprietățile pe care le ai, ca municipiu, nu poți să realizezi proiecte. Nu o să-ți vină furnizorii de utilități, că n-au pe unde să tragă și așa mai departe. Păi tu dacă nu-ți faci cadastru, și am vorbit cu cineva de la cadastru și am înțeles că alte localități din prejurul Constanței
s-au îngrijit de acest lucru și au făcut aproape integral cadastru, cadastrarea pe acele localități. În Constanța nu s-a făcut, pentru că nu l-a interesat. Nu l-a interesat pe DC Balfăgădău să facă lucrurile astea. Și din cauza asta au rămas jumătăți de cartiere, porțiuni întregi de cartiere, fără utilități. Am fost zile trecute în Palazul Mare, care are un puz foarte dubios acolo. Acolo este o zonă care se poate dezvolta foarte frumos. Dar eu vreau să spun de zona dinspre Ovidiu, să spun așa, dinspre insula Ovidiu, așa. Acolo sunt tot așa case care au fost construite acum 10 ani, deci nu e vorba de un an, doi. Oamenii stau de 10 ani de zile fără utilități. Strada nu este asfaltată. Sunt mai multe bucăți de străzi acolo neasfaltate. Cam despre asta este vorba. În Constanța avem nevoie foarte mare de investitori, de a stimula activitatea economică și de a atrage prin taxe și impozite sume de bani cu care să facem proiecte. Pentru că fără bani nu faci nimic. Rămâi cu hârtirile alea, cu cărțile de colorat, le pui acolo și peste 4 ani de zile nu mai știi pe unde să scoți cămașa că n-ai realizat proiectele. Repet, fără bani, în Constanța nu vom face nimic și atunci o să vă spun și care sunt problemele principale ale Constanței într-un minut. Dar am spus așa, primul punct din programul nostru trebuie să fie legat de partea economică. Pentru că de aici pornesc toate. De aici vei avea bani pentru instituții de învățământ, pentru creșe, dacă vrei să mai construiești câte o creșe, este nevoie în Constanța de foarte multe instituții de genul ăsta. De școli, dacă vrei să faci un spital, nu 5, cum promit unii, măcar un spital să faci, în atâția nu s-a făcut nimic. De la Revoluție încoace, uitați-vă, dacă cineva, nu știu, PSD-ul din 2000, de când sunt la conducerea Constanței, au construit ceva cei din PSD în Constanța, spuneți-mi o școală pe care s-o fi construit, una singură. Au reușit în București să construiască persoane private, oameni care s-au dus la alți oameni, au strâns bani și au reușit să construiască acolo. Constanța, cel mai bogat oraș, cum ne spunea DC Balfăgădău, Constanța e un oraș bogat, avem lapte și miere, curg pe aici prin robinete. Au pus marmură pe podul de la Butelii, dar fix jos e un cartier care se bălăcește în mizerie și oamenii sunt uitați, nu ajută nimeni, nu merge nimeni acolo să facă ceva pentru cartierele acelea, pentru Palace, pentru Medea și așa mai departe. Deci partea economică este esențială. Pe cealaltă parte am văzut care sunt problemele cele mai mari pe care în toate cartierele Constanței ni le-au semnalat oamenii și pe care le resimțim și noi care trăim aici, nu în alte localități, nu la Eforie sau în București. Pentru că văd de foarte multe ori cum ne vin indicații și ne vin directive date de la București, de unii și alții. Pe noi ne interesează pentru că trăim în Constanța și le vedem aceste probleme zi de zi. Prima problemă și cea mai gravă este aceea lipsei curățeniei. Constanța se zbate într-o mizerie la propriu de nedescris. Ce doar să faceți partea asta, în această privință? Păi există fonduri europene care pot fi accesate și repet, și vă veți convinge, fiecare dintre proiectele pe care le-am pus în acel program va avea indicată sursa de finanțare. Putem veni cu de două ori, de trei ori mai multe proiecte, dar am spus să nu fim neserioși și să venim cu chestiuni pe care le putem accesa. Fonduri europene pentru îngroparea, să spun așa, într-un limbaj mai simplu, a acelor ghene de gunoi. Chestiile acelea insalubre care, cum să spune, pe mine mă deprimă când trec printr-o zonă, poate o zonă frumoasă a Constanței și văd ghenele acelea de gunoi cum mustesc și cum curge zeama din ele la propriu, sunt făcute de mult și nu s-a mai făcut nimic cu ele, în vreme ce în București, în alte localități din țară, în Mangalia s-a făcut un proiect pilot mic, în care pe nu știu cum le-a făcut acolo, dar ideea este că compania de salubritate aceeași care operează și în Constanța. Ideea este că se pot face și se pot accesa fonduri europene pentru a îngropa aceste container, să spun așa. Ele trebuie să fie în pământ, să se poată compacta și să fie curat în jurul lor.
Sigur, nu se va schimba peste noapte. Mi-a spus cineva în București, păi da, dar și lângă acele zone pe care le-a... E plin de mizerie. E plin de mizerie. Compania de salubritate a postat ieri pe Facebook o știre. Eu nu spun că este definitorie pentru Constanța. Containere de selectare colectivă. Gaura e destul de mică, dar și da. E peste tot în Europa. Trebuie să strângi un pic cutia. Oamenii au preferat să arunce lângă sau... Unii dintre oameni au preferat să alunce lângă. Se întâmplă și asta, e adevărat. E o chestiune de educație. Eu am strâns într-o zi 4 saci în jurul locuinței mele și după 2 zile erau peturi și mă durea sufletul. Adică am simțit că își bag joc de mine cei care trec pe acolo și aruncă. Și pachete de țigări, nu mai zic mucuri de țigări. Cel mic are un an și ceva și se duce, se joacă și adună mucurile de țigări și pe unele dădea să le bage în gură. Deci cam tânăr e ceva să se apuce de fumat. Da, e o glumă amară, dar... Deci, ține foarte mult de educație, dar dacă lumea va vedea că îi bec în jur, unii, nu toți, dar unii dintre cei care mai aruncă câteodată o hârtie, pentru că poate n-au un coș sau nu știu, așa le-a venit, cred că se vor gândi de două ori dacă să arunce sau să nu arunce mizeria pe jos. Deci asta e o parte a programului. A doua parte este legată de accesarea de fonduri pentru niște instalații care să proceseze toate materiile biologice și să le transforme în energie. Ne bazăm foarte mult și pe ideea de colectare selectivă a deșeurilor. Îmi amintesc cum făceam când eram copil, pentru că adunam toate sticlele acelea de ulei, le scoteam etichetele, asta era munca cea mai nesuferită, să scoți etichetele de pe ele, și le duceam la centru de colectare și aveam bani de un film. USR a avut acest proiect și are acest proiect în Parlament, sper să treacă la un moment dat. Trebuie să dăm valoare acestor recipiente, valoare economică, pentru a le putea restitui în schimbul unor sume de bani modice. Trebuie să discutăm și cu patronatele aici să vedem care este suma care ar putea fi obținută în schimbul acestor recipiente, pentru că noi nu ne mai permitem să irosim aceste resurse. Când văd că se aruncă borcane, sticle, toate chestiile astea care costă bani mulți și ajung la groapa de gunoi de la Ovidiu, toate. Sunt bunuri economice pierdute. În loc să fie reciclate, refolosite, nu mai avem resurse și generațiile care urmează după noi nu vor avea de unde să mai susțină risipa asta la nesfârșit. Dar există metode și există fonduri europene care pot recupera toate aceste materiale. Deci reciclarea... Da. V-a luat-o puțin primăria, să știți înainte, amplasează 30.000 de containere. Poate v-a citit programul. 30.000 de containere de colectare selectivă. Da, știți care e problema acolo? Foarte bine că s-au gândit la chestiunea asta. Problema e asta. E alta. Că se iau acele... Cel puțin așa se întâmplă în prezent. Acele recipiente și se duc în același loc și se pune tot gunoiul la oaltă. Deci eu nu știu să se facă selectarea la final. Compania de salubritate are o bandă pe care selectează. Da, da. Acum nu știu exact unde se întâmplă, dar știu că au un fel de fabrică, un loc unde mai selectează. Dar e drept că ar trebui să ne aplecăm cu toții. Și există fonduri europene. Mai mult. Acum primăria, dacă a făcut pe fonduri europene... Dumneavoastră probabil știți că nu e pe fonduri europene. Din ce știu eu, nu, e investiția. Păi asta spun, că acum în exercițiul acesta 2021-2027 există fonduri europene alocate pentru genul acesta de activități și putem face aceste lucruri. Sunt multe pe partea economică, pe mine mă interesează foarte mult această zonă. Sună bine. Da, asta e pe zona de curățenie, da? Pe zona de urbanism. Pentru că o altă mare problemă este lipsa spațiilor verzi și urbanismul haotic. A treia, să spun așa, ar fi problema parcărilor, lipsei parcărilor. Ce faceți aici? Aici este, de asta spun că trebuie să avem un buget bun, să începem să creștem bugetul, pentru că pentru partea de parcări nu am identificat o sursă de finanțare din fonduri europene. O să vedem dacă stabilim și o altă funcțiune pentru aceste parcări, făcându-le verzi, punând spații verzi deasupra, să spun, dacă le facem subterane și le amenajăm că spații verzi, am putea pe partea asta accesa fonduri europene, dar
Până în prezent, în mod concret, o sursă de finanțare pe fonduri europene nu am găsit, de aceea trebuie să le facem din bugetul propriu. Și există anumite soluții tehnice de parcări cu elevatoare, care costă bani, adevărat, dar contra unei sume de bani pe care unii dintre constanțeni sunt dispuși să le plătească. Unii dintre constanțeni sunt dispuși decât să se învârtă de trei ori în jurul blocului când vin acasă de la serviciu, să nu găsească loc de parcare, să se certe cu vecinii, ar prefera să plătească o sumă de bani și să beneficieze de un astfel de serviciu. Pentru a acoperi tot necesarul de parcări, după calculul meu, cu parcări supraterane și unele pe teren, ar fi nevoie de 1,5 miliarde de euro, e un deficit de, nu știu, cam 100 de mii de locuri. Nu se va putea rezolva în 4 ani. Pașii concreți care sunt? Trebuie... Nu știu, în primul an, în primii 2 ani, ce vreți să faceți? Aceste parcări... Am avut un proiect de sine stătător, a identificat terenurile pe care se pot face aceste parcări. Cele subterane sunt mai scumpe. Avantajul este că, deși sunt mai scumpe, îți permite să faci la suprafață altceva, să faci un parc. Am sau înțeles, să faci altceva. Primul pas este să identificați terenurile. Da, să identificăm terenurile, să vedem resursele, câte parcări putem face în primii ani, dar nu se vor putea construi toate acele parcări în 4 ani de zile. Niciodată asta nu se vor putea construi și, 100 de mii de și mai e o chestiune. Dacă Constanța va avea, așa cum ne-am propus, un transport public bine pus la punct, civilizat, rapid, curat, încet, încet oamenii vor renunța la mașini. Sunt familii care au câte două mașini, se întâmplă să aibă două, poate trei. Chiar trei. E problemă cu locul de parcare, trebuie să plătești asigurare pentru toate aceste mașini. Ele în sine costă mult ca întreținere și poate vor renunța la una sau la două mașini, vor păstra o mașină pentru cazurile în care au chiar nevoie și se vor deplasa și cu mijlocul de transport în comun. Nu spun că se va face peste noapte și că primăria va forța oamenii să folosească. Primăria nu trebuie să forțeze oamenii să facă nimic. Parcarea în centrul ar trebui să coste? M-a scris să coste cât ar trebui să coste? Ar trebui să coste, cam cât? Ar trebui să coste așa cum costă și în alte localități importante din țară. Eu am fost la Oradea, v-am mai spus, nu vreau să repet. Și acolo m-am cazat undeva în centru. Cât și am plătit, nu mai știu să zic, dar gândul că am unde să las mașina în centru, pentru o zi, două, trei cât am stat acolo, m-a făcut să plătesc, nu știu, 10 lei, 20 de lei, nu mai știu cât am plătit, dar am plătit o anumită sumă. E bine, în Cluj e 7 lei ora, dacă vrei 24 de ore într-o parcare de lângă centru, plătești 150 de lei pe 48 de ore, da, e destul. Deci trebuie plătită parcarea. O problemă reală a orașului este pe lângă parcarea din centru sau, da, din zonele centrale ale orașului, cea rezidențială. Mergem acasă și plătim 200 de lei pe an, dacă am avut norocul să obținem un loc de parcare lângă bloc. Dar știți că sunt 10 locuri de parcare și sunt 70 de mașini. Vreți să schimbați ceva aici? Păi aici spun că există multe parcări de genul ăsta rezidențiale. Unele dintre ele sunt suficient de mari pentru a permite o supraetajare de un etaj, două. Costă bani. Unele, eu sper să găsim o soluție care să nu fie inestetică și să dăm și o altă funcțiune. Deasupra să faci fie un teren de un loc de joacă, fie un spațiu verde, fie ceva în plus. Pentru că a face o magaoaie doar pentru mașini, poate și inestetică, nu mi se pare acceptabil. Nu arată foarte bine. Nu arată foarte bine, dar e o soluție în anumite cartiere, poți face lucrul ăsta. A propus lucrurile acestea și de ce Decebal Făgădău. N-a făcut nimic în acești 4 ani de zile. Păi de ce n-a făcut? De ce n-a făcut măcar una? Una putea să facă. O să-l întreb când vine în emisiune, dacă vine. Să-l întrebați. Dar de ce credeți că puteți face dumneavoastră dacă n-a putut un fost viceprimar cu 6 ani de experiență și cu 4 ani de experiență ca primar? Pentru că anumite proiecte pe care ar fi putut să le facă din bani europeni, le-a făcut din bugetul constanțenilor. Spre exemplu, în loc să cumpere autobuze electrice din bani europeni, cum s-a întâmplat la Cluj și în alte localități, unii și-au pus tramvaie pe bani europeni. A preferat să dea din bugetul nostru, din buzunarul nostru, o sumă foarte mare de bani pentru autobuze diesel. Și e ok să ai autobuze noi, dar de ce să nu alegi soluția cea mai ieftină pentru a-ți rămâne bani să faci și niște parcări?
unu, două parcări, dacă făceau într-un cartier, da, câte, o parcare, patru... câte o parcare în fiecare cartier, nu știu dacă făcea, sau măcar una dacă ar fi făcut, da, tot era ceva. Eu de asta spun că dacă îți propui și dacă mergi pe bună credință, care e problema la fondurile europene? Pentru unii, de nu le accesează. Ca problema aceasta e și în București. Și Făgădău copiază ce face Firea în București. Problema e că nu se poate fura de acolo foarte mult. Nu se poate sifona, firmele sunt controlate, adică nu, toate actele, toate documentațiile sunt luate la rând. Dacă faci vreo neregulă, ajungi să ratezi proiectul, cum a făcut Decebal Făgădău cu proiectul de la primărie, care a fost ratat. Acolo știți foarte bine că sunt toalete publice de câte 50.000 de euro, care nici măcar nu au fost funcționale o perioadă foarte mare de timp. Am înțeles că a merge fost epidemie, astăzi, se redeschid astăzi. Merge astăzi cu panglica și taie din nou panglica la acele toalete. Nu pot să toalete. Cred că taie panglica la... Înțeles da, că mă rog, am înțeles se redeschid de astăzi, nu știu. Cream că taie panglica, domnul Decebal Făgădău. Asta ar fi culmea. 50.000 de euro pentru o toaletă, să fim scuzați, adică cu banii ăștia se puteau face alte lucruri. Totalizate acele trei toalete, îți te dau o sumă de bani cu care puteai realiza ceva. Categoric. În condițiile în care, v-am spus, avem străzi neasfaltate. Adică în momentul în care ai o hemoragie, nu cred că te gândești cu ce cămașe, nu știu de care să te duci la o nuntă. Îți pui, te coși, îți pui plasturile, vezi care-s prioritățile. Asta vreau să spun. Când ai străzi neasfaltate, când ai zone lipsite de utilități, păi hai să încep cu ele, că oamenii sunt disperați acolo și tot constanțeni sunt, plătesc tot aceleași taxe și impozite, nu sunt oameni de categoria a doua, a treia. Poate nu sunt pe placul din punct de vedere... Dar culmea, cred că unii dintre ei sunt chiar votanți de stânga, să spun așa. Și nu îi respectă nici măcar pe aceia. Li s-a promis oamenilor că li se va asfalta strada. Acești îmbuibați, acești îmbuibați de stânga, așa că nu o să vedeți un PSD sărac. Toți au firme, sunt milionari, mulți dintre ei sunt milionari în euro. Acești îmbuibați de stânga, așa, nu se uită și spre electoratul propriu. E foarte trist. De ce nu sunteți și pe lista de consilier, domnule Stelian Ion? Aveți proiecte frumoase care probabil că ar schimba bine Constanța, dar dacă nu veți ajunge, nu sunteți pe lista de consilieri. De ce? Echipa pe care o am în jurul meu este o echipă foarte puternică. Sunt mulți dintre colegii mei care ar putea face față, cel puțin la fel de bine ca mine, unei funcții de primar, nu doar de viceprimar. În momentul în care am luat această decizie, am lăsat niște lucruri nefinalizate pe o anumită zonă. Pe partea de justiție am lucrat la programul politic la capitolul justiție și pentru mine este foarte importantă zona asta. Și ține, până la urmă ține și de Constanța, ține de toată țara. Dacă nu am fi dus lupta aceea în Parlament, în perioada 2017-2018, eu cred că toate personajele acestea, și nu face o plăcere că sunt la penitenciar, dar toți cei care au furat și Constanța și alte orașe importante, cred că ar fi zburdat liber și n-am fi avut nici această minimă reparare. Mă întristează foarte mult faptul că legea pe care am promovat-o de confiscare extinsă, de mărirea domeniului confiscării extinse, să spun așa, astfel încât persoanele care au săvârșit infracțiuni să-și piardă averile dobândite ilicit, această lege nu a trecut încă de Parlament și trebuie să ducem o luptă. Am înțeles. Deci vreți să vă, dacă nu veți deveni primar, vă întoarceți în Parlament. Din cauza asta nu sunteți pe locul întâi pe lista de consilieri, să înțeleg. Eu mi-am pus tot efortul, toată experiența, toată energia la dispoziția constanțenilor. Și dacă pentru nu vă votează deveni... primar, nu rămâneți în Consiliul Local, mergeți în Parlament. Nici măcar nu știu dacă voi merge în Parlament. Nu vreți să candidați încă o dată pentru funcția de deputat? Voi încerca să mai candidez, dar eu vă spun că voi fi primar.
Deci chestia asta e atât de secundară pentru mine încât nu spun că aș fi lipsit de modestie și e așa un exces ăsta electoralist. E opinia dumneavoastră, dar dacă nu deveniți primar, nu sunteți în consiliul local. Eu văd atmosfera din stradă și văd ce ne spun constanțenii. Și atunci partea asta de parlament... Au trecut pe aici prin... Eu fac televiziune din 2007. Mulți oameni care au spus mâine vei bea cafeaua cu mine la primărie. Pe mulți am crezut pe Oninu. Să vedem ce se întâmplă, pentru că la vot nu știm ce veniți. Se întâmplă. Da, ok, nu știm ce se întâmplă la vot. Îmi plac persoanele care au încredere în ele. Știm ce s-a întâmplat în 2019 la europarlamentare. Haide să fim serioși, că e altă mâncare de pește. Atunci, păi nu, nu. Atunci au arătat constanțenii exact ceea ce vor. Adică pe parte politică au spus vrem să scăpăm de PSD. Deci clar vrem să scăpăm de PSD. Asta s-a spus atunci. Să vedem ce se va întâmpla aici. Și știți că aveți oamenii USR care spun noi vom ajunge primari pentru că avem mai multe like-uri pe Facebook decât peneliștii sau PSD-iștii. Bine, puteți bagateliza și puteți nu face glume. Așa a spus un domnul Caragheorghe, cred. Da. Apropo, așa, pe cine vreți să... Cine, la europarlamentare pe cine am fost primii și la județ și la municipiu. Păi da, dar nu treceți așa cu ușurință, pentru că ăsta este aș semnalul pe care l-a dat. Pariu că nu veți avea, pe ce vreți dumneavoastră, asta nu este... veți avea același scor ca la europarlamentar. Poate nu același scor, dar eu spun că ăsta a fost semnalul dat de electorat. S-au întâmplat lucruri între bine, timp. Și like-urile pe Facebook. Nu, eu nu iau în considerare like-urile de am pe înțeles. Facebook. Pe cine vedeți viceprimar din partea USR? Dumneavoastră nu veți fi, pentru că nu sunteți pe lista de consilieri. Am trei colegi și am mai mulți colegi. Dați-mi două nume, domnul Caragheorghe. Vă dau patru nume. Mirela Garip, domnul Caragheorghe, vi l-am spus. Florin Cocargeanu, Romeo Stavăr. Am înțeles. Aș putea deci nu s-a decis nimic în alianță. Nu s-a discutat cine va fi viceprimar. Care dintre ei pot fi viceprimari foarte, foarte buni. Am înțeles. Ultima întrebare. Ce vă califică, domnule Stelian Ion? Mă gândesc la asta de câteva zile. Să fiți primarul Constanței și să dezvoltați economic orașul Constanța în condițiile în care, dacă mi este permis, ați ajuns la o vârstă de 40 și ceva de ani și ați reușit să vă cumpărați o garsonieră prin ANL și probabil o mașină. Sunteți puțin răutăcios, aici sunt, să vă răspund. Sunt puțin răutăcios, da, dar este un adevăr și întrebarea nu se vrea nici răutăcioasă, nici ironică. Poate că un om, dați-mi voie să explic, are nevoie să realizeze ceva înainte pentru el. E o teorie economică, pleacă de la Adam Smith încoace. Poate are nevoie să realizeze ceva pentru el, ca apoi să realizeze pentru ceilalți. O paranteză. Nu consider că cei care au făcut ceva pentru ei, milioane de euro, ar fi și bune administratori pentru oraș. Să nu ne înțelegem că aș susține un om care a făcut o avere. Dar este o întrebare, trebuie să recunoașteți, pertinentă, pe care și-o pun mai mulți. Când a venit la primărie, mi-amintesc că Radu Mazăre se lăuda că el a făcut ceva pentru el în viață și că e super bogat și nu îl interesează pe el să câștige bani de la primărie. El e antreprenor, vrea să facă. Vanghele la fel se lăuda pe la București și mai știu eu cine. Eu am muncit foarte mult și ce am realizat, am realizat prin forțe proprii. Atât cât am realizat ca avocat. E o discuție, putem face o emisiune întreagă despre condiția avocatului în România, cum se câștigă clientela. Am colegi brilianți care au trecut din avocatură în magistratură pentru că nu reușeau să câștige clientela și așa mai departe. Dar erau foarte buni. Pe mine mă califică echipa pe care o am, în primul rând. În al doilea rând mă califică sau mă recomandă în fața constanțenilor lupta pe care am dus-o 4 ani de zile în Parlamentul României, activitatea pe care am avut-o într-o funcție publică în Parlamentul României, pentru că este o funcție importantă aceasta pe care am avut-o. Pentru justiție, din punct de vedere economic. Am luptat pentru toate domeniile. Pentru justiție m-am făcut remarcat, dar am fost unul dintre cei mai activi parlamentari din România. Ați vorbit și cel mai activ, da. Nu doar că am vorbit, am cel avut mai și activ, cele mai multe recunosc. Proiecte, am mai avut și cele mai multe proiecte și am avut o activitate cât toți ceilalți deputați de Constanța. Nu răspund asta întrebare, din punct de vedere economic, ce vă califică? Păi, haideți să o luăm altfel. Dumneavoastră sugerați acum că trebuie să fii bun economist și bun om de afaceri. Uitați-vă la Cluj. Dacă mă întrebați, uitați-vă să vă la spun. Cluj. Cred că ar trebui uitați-vă să realizezi ceva pentru tine. Întâi, o casă pentru tine pe care să o cumperi, o mașină, o situație financiară stabilă. Primarul de acolo este avocat. Ok, că e profesor universitar, că nu cred că are o avere, casă de la ANL, domnul Boc, să știți. Cred că și-a cumpărat o casă. O să-l întreb.
Da, văd că tot reveniți cu ideea asta obsesivă cu ANL-ul. Eu vă spun, nu povestea e obsesivă, cu ANL-ul, dumneavoastră ați deschis nu discuția mă... și eu am adus aminte o singură dată acum. La final. Povestea cu ANL-ul nu o să mă împiedice să devin primar și nu este o piedică în fața cuiva, iar condiția socială din care provine nu este o piedică pentru cineva de a demonstra că deci este poate competent. Poate conduce un oraș. Da? O astfel de persoană. O să vedeți, nu e o teorie. Și putem găsi și alte exemple, mă gândesc. Ideea că doar un nabab, doar un bogătaș sau... Greșiți, n-am spus asta. Dimpotrivă, am spus că un om care face sugerează. Am spus-o clar, un om care face milioane de euro nu este neapărat, ba dimpotrivă, poate fi un prost administrator pentru un oraș. Am spus-o cu subiect și predicat. N-am spus că un nabab poate conduce un oraș. Abilitățile manageriale se văd prin echipa pe care ți-o formezi, prin proiectele cu care vii. Veniți, vă rog, duminică să vedeți proiectul pe care îl avem pentru Constanța și comparați-l cu toate celelalte proiecte să vedeți dacă este unul realist sau nu, dacă sunt povești și atunci îmi puteți... analiza, eu știu, șansele și capacitatea lor de implementare. Ca primar, da. Sunt curios să-l văd și e foarte bine că Alianța USR Plus vine cu un proiect pentru Constanța, așa ar trebui să facă toate partidele. Când vorbim într-o emisiune electorală și va începe campania electorală, să vorbim cu proiectele pe masă și foarte bine a spus cu proiectele, cu sursele de finanțare, da, pentru că am văzut multe desene în ultimii ani de zile care ar costa miliarde de euro, nu se vor realiza niciodată. Dacă sunt și surse de finanțare, asta este foarte bine. Mulțumesc! Multă sănătate tuturor constanțenilor. Și dumneavoastră, sunteți ok, a stat în izolare puțin câteva zile, dar e tot ok. Împreună putem recâștiga Constanța. Mulțumesc. Este foarte bine, mă simt bine. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea dumneavoastră, Ion. Și dumneavoastră că v-ați uitat, să aveți o seară excelentă în continuare.